Continuăm cu uh, literatură medievală și astăzi vorbim despre uh, cânte cu nibelungilor, das nibelungenlied. în Și acum trebuie să explicăm uh, puțin uh, uh, despre ce e vorba, pentru că multă lume confundă uh, pe Wagner cu uh, acest text medieval, mai exact neapărat confundă... Uh, textele, ci uh, e vorba de o greșeală de germană pe care multă lume o face uh, Inelul Nibelungului uh, Das Ring des Nibelungen uh, opera lui Wagner uh, presupune un singular da? des Nibelungen un Nibelung, unul singur Alberich pe când în uh, titlu uh, epopei medievale avem de a face cu Nibelungii da, e cântarea nibelungilor, da, cei care mă rog, dețin comoara burgunzilor, da, e vorba de lupta dintre burgunzi și hunii, da, într trecut îndepărtat. Da, e important să facem aceste distinții, da, pentru că multă lume confundă una cu alta și auzi pe mulți vorbim despre inelul Nibelungilor. Da, fals, este un singur Nibelung la Wagner, în timp ce în cântarea Nibelungilor, repet, e vorba de mai mulți, nu unul singur. Sigur că, într-o anumită măsură, Wagner s-a inspirat din cântarea Nibelungilor pentru ultima parte din tetralogie, dar restul se bazează mult mai mult pe povești scandinave, Eda în mod special, da? deci Wagner a preluat foarte mult din mitologia scandinavă și o leacă din literatura germană medievală. Acestea fiind spuse, să intrăm în subiectul nostru de astăzi, și anume cântarea Nibelungilor, un text scris cândva în secolul 12-13, da. pe în jurul anului 1200. Da, undeva pe la 1200, nu știm exact cine l-a scris, nu știm unde. Există o ipoteză care spune la pasau. Sunt câteva motive pentru asta. Faptul că autorul pare că are cunoaștere geografică exactă a împrejurimilor orașului Pasau, pentru că apare în uh, cântare Pasau, trec la un moment dat burgunzii pe acolo. Și pare că știe despre ce vorbește. Dar sigur, sunt dovezi conjuncturale. Cum, ce se întâmplă? Care este acțiune? Avem, uh, hai să plecăm de la două cupluri. Fundamentale. Pe de o parte, Siegfried și Crimhilda, pe de altă parte, Gunther și Brunhilda. Care e treaba? Crimhilda, care este cea mai frumoasă femeie din lume și care este sora uh, regelui Gunther, uh, uh, e la mare căutare: se va căsători cu eroul Siegfried. Numai că eroul Siegfried. Poate să căsătorească cu Crimhilda doar dacă l ajută pe Gunther să o obțină pe regina Brunhilda ca soție. De ce are nevoie de ajutorul lui Siegfried? De ce Gunther, regele din Worms, Burgund, are nevoie de ajutorul lui Siegfried? Pentru că Brunhilda este un fel de amazoană, este o regină cu puteri ieșite din comun, care nu acceptă să se căsătorească cu nimeni decât dacă respectivul bărbat o învinge în trei probe de atletism. Partea proastă e că dacă Brunhilda câștigă, taie capul pețitorului. Și, bineînțeles, ea fiind o atletă remarcabilă, nimeni nu îndrăznește sau cei care îndrăznesc pierd. Siegfried, un mare erou, este cel care obține comoara nibelungilor, nibelungii fiind niște ființe supranaturale care, de fapt, nu joacă un rol foarte mare, propriu-zis în epopee. Spre de de opera de lui Wagner, fact. unde Nibelungul joacă un rol esențial. esențial da. Siegfried omoară și un balaur pe Fafnir. E. Siegfried îl ajută pe Gunther. De ce? Pentru că în această comoară a Nibelungilor se află, printre alte lucruri de mare preț, se află o mantie care te face invizibil. Și cu ajutorul acestei mantii, Siegfried uh, păcălește, o păcălește pe Brunhilda, îi păcălește pe uh, cei din Islanda, pentru că probabil Brunhilda era din Islanda, uh, învinge probele și se dă drept Gunther, da, ca și cum Gunther ar fi cel care a câștigat. Și până acum totul bine, numai că la temelia formării acestor cupluri se află trădarea, înșelăciunea, mai exact cuplul Gunther cu Brunhilda. Zigfried și Crimhilda și ei se căsătoresc. Numai că apare la un moment dat o dispută, o competiție între cele două doamne. Um, Brunhilda oricum mirosise că ceva era neregulă. Pentru că ea este înșelată de Gunter și cu probele atletice și noaptea anunții, când ar fi trebuit să fie consumată nunta, pentru că ea nu se dă învinsă și uh, zic iarăși trebuie să vină la ajutor, trebuie să-și pună mâna invizibilă și să o supună pe uh, Brunhilda în patul conjugal al lui Gunther. Da? Deci totul este o amestecătură destul de Dubioasă. neortodoxă. <laughs> eh, uh, Brunhilda simte că ceva e neregulă, miroase, nu poate să demonstreze până la acest episod al conflictului cu Krimhilda. Și Brunhilda se hotărăște să răzbune, la pentru că trădarea, faptul că a fost înșelat, înșelată, trebuie răsplătit. Și trebuie răsplătit printr-o răzbunare brutală. Siegfried devine persoana non-grata, bineînțeles, la curte, așa că sfătuitorul cel mai important al regelui Gunther, și anume Hagen, vine cu ideea, hai să-l omoare pe Siegfried. Sig sigur, Siegfried este invulnerabil, cu excepția unei mici porțiuni pe spate, nu, nu Intrăm acum în toate detaliile poveștii. Cert este că Hagen găsește punctul vulnerabil, călcăiul lui Achille, îl omoară pe Siegfried uh, și asta Lodice este. spinarea lui Siegfried, da, călcăiul lui Achille, da. da. Și asta este prima parte. Numai că avem uh, acum o altă femeie care, este în, uh, care vrea să fie răzbunată. Crimhilda. Crimhilda cea mai frumoasă femeie din lume. Și deci primește o cerere în căsătorie de la Ethel, Atila. Adică Atila Hun. Uh, și își dă seama, la început nu vrea, bineînțeles, pentru că vrea să l gelească pe Siegfried până la moarte, numai că își dă seama că Ețel poate să fie foarte folositor. Pentru că Ethel este rege, un rege foarte puternic, poate să o ajute să se răzbune pe... Uh, Gunther, pe Hagen, pe toți cei care au uneltit moartea lui Siegfried. Zici și făcut se căsătorește cu Ețel și are un copil cu ețel, și îi cheamă pe burgunzi la uh, un ospăț. Pe își cheamă familie. Unde pune la cale moartea acestora. Și până la urmă reușește. El o moară pe Hagen, sigur simbolic, chiar cu sabia lui Siegfried. Acum, sigur, în drumul Burgunzilor se întâmplă câteva lucruri interesante. Ajung când trec Dunărea, se întâlnesc cu câteva spirite ale apelor, spirite care le dau o profeție, le spun că vor fi omorâți. Și din momentul ăsta, nu, burgunzii sunt, la rând, sunt ei numiți nibelungi. Pentru că odată cu omorârea lui Siegfried, Hagen intră în posesia comorii nibelungilor și spune că bun, o îngroapă într-un râu. Dar Uh, ei sunt nibelungii, acum. Și uh, ajung la curtea regelui Ethel, unde sunt omorâți, dar mor în mod glorios pentru că se luptă până la capăt. Nu acceptă niciun fel de oferte de păcare. Crimhilda la un moment dat vrea să-l omoare doar pe Hagen, spune că ceilalți pot să plece dacă îl dau pe Hagen, nu, și Gunther și ceilalți Burgundi zic nu, vom muri, cu toții. vom muri cu toții, vom lupta. Solidaritate până la capăt, da. Acum, în schema asta, narativă, se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Foarte multe lucruri interesante în ce privește originea poemului și cultura despre care ne vorbește. Tensiunea despre care am vorbit și în cazul lui Roland: între cultura eroică și cultura de curte. Cum poți îmblânzi pe cineva cum este Siegfried să-l faci să trăiască la curte? Nu poți. Da. Așa cum această cântare a Nibelungilor va fi folosită mult mai târziu, în secolul XIX, în secolul XX, pentru a anima etosul naționalist german. Va fi o întâlnire între romantism, naționalism, bun, cu toate excesele de rigoare în istoria recentă a Germaniei. Pe de o parte, Siegfried este considerat uh, arhetipul uh, germanului pentru că este un erou nobil, uh, puternic, neînfricat uh, și așa mai departe. Pe de altă parte, În Nibelungii, sunt considerați arhetipul germanilor. De ce? Pentru că luptă împreună. Până la capăt. Și chiar un episod uh, cu în care folosește uh, referința asta uh, pentru trupele aflate la Stalingrad. Uh, joacă un rol foarte important uh, acest mit, acest mit fondator. Ironia este că în uh, evu mediu este foarte important acest poem. Sunt vreo 37 de manuscrise și foarte mult pentru perioada aceea, după care este pierdut. Și este redescoperit în secolul XVIII. Și vom avea explozia pe care ai menționat-o cu Wagner și cu alții la interesul pentru acest mit. Inclusiv acest... un film extraordinar din anii 20. Uh, Fritz Lang. Da. și uh, da. Uh, eu. Uh, felul în care este folosit acest, această cântare a nivelunicilor spune foarte mult și despre epoca în care este refolosire utilizată. Dar acum, poate revenind la poemul propriu zis, avem și aici, ca în cazul lui Roland, un grăunte de realitate istorică. Probabil e vorba de un regat al burgunzilor care a fost distrus de romani cu ajutorul unor mercenari huni. E posibil să stea așa lucrurile, și de aici, bineînțeles, că lucrurile s-au transformat, lucrurile au fost reinterpretate în Când se imaginație 5 uh, Da, pe acolo. Uh -huh. E posibil ca asta să fie nucleul din care s-a re uh -huh. rescris povestea. Dar, cum spuneam, undeva pe la 1200. E, astea sunt, cred că astea sunt lucrurile cele mai importante în ce privește cântarea Nibelungilor. Acum, sigur că putem vorbi despre uh, rolul supranaturalului și despre, interesant, reducerea rolului supranaturalului pe măsură ce avansăm în uh, poem încântare. Pentru că ce se întâmplă la sfârșit poate fi explicat foarte bine în termen de real politic. Nu mai ai nevoie de profeții, nu mai ai nevoie de miracole, nu mai ai nevoie de. Adică, răzbunarea Cream da? Da, care se aliază cu Ețal. Da. Asta da. e. Elementele supranaturale sunt mai prezente în prima parte. Da. da de cu... exemplu, Hildei are un vis care este interpretat de mama sa și mama sa zice: Dar visul spune așa: un șoim este omorât de doi uli. Și șoimul este de... viitorul tău soț, mm -hmm. Siegfried. Da. Mm -hmm. Uli, Gunter și Da, Vedeți că răzbunarea unor femei este motorul acțiunii. Da. Asta le face, într și personajele cele mai interesante. nu? Pentru că întotdeauna personajele care declanșează dezastrele sunt cele mai. Da, și sunt la fel în ca rivalitate, ganelor, la, la... rivalitate una cu cealaltă. Da. da. Se supără pe motive de precădere. Da, că de fapt asta, uh, despre de fapt asta e despre asta. De Cine ne intră prima în catedrală? Cine ne intră prima, da, ah. și atunci asta generează foarte mare supărare. Uh, și mai e problema asta a uh, iubirii care presupune și o relație de putere. Uh, da, pentru că doar Siegfried poate să o stăpânească pe uh, Brunhilda. Da, și ideea că bărbatul cumva trebuie să. Domine uh, femeia pentru că uite ce zacenia, da? potențialul ăsta de violență uh, pe care să lășluiește în natura feminină. Bun, asta nu înseamnă că ne asumăm aceste uh, analize, dar asta reiese uh, din uh, textul pe care îl discutăm. Da? Uh, iubirea ca relație de putere, uh, ca o competiție. Mai cu seamă când vorbim de supereroi, dacă Brunhilda și Siegfried sunt la același nivel. Partea proastă este că ei sunt la același nivel, dar nu ei se căsătoresc. Și avem o discrepanță între ce am putea numi iubirea de drept divin între uh, Siegfried și Brunhilda, și apoi uh, iubirea de drept. Uh, Comun, să-i spunem, da? sau civil, da. uh, între uh, Siegfried și Crimhilda. Uh, da? Mai potrivit ar fi fost uh, uh, ca Siegfried să se căsătorească cu Brunhilda, evident. Dar, pe de altă parte, în momentul răzbunării și Crimhilda își arată toată forța, arată de ce este capabilă. Uh, în răzbunare, tocmai. Da. Și interesant că niciun personaj nu e în alb sau negru. Nimeni nu este complet rău sau complet. Nici bun. Hagen? Hagen e, evident, candidatul cel mai. Păi, ăla bun, e. Tigălosul. Dar. Hagen, în același timp, este un personaj foarte înțelept, care cunoaște foarte multe, care a făcut fapte de eroism în tinerețe. Nu nu știm exact care, nu ni se spune. Știm doar că nu degeaba a ajuns sfătuitorul cel mai important al lui Gunther. Este un personaj remarcabil și. Aici trebuie să vorbim despre tradiția... C Am impresia că, iartă-mă te rog, că la Wagner Hagen este integral un ticălos, în timp ce în Cântarea Nibelungilor nu e așa. E, în Cântarea Nibelungilor avem multe familii de manuscrise. Bun, A, B și C, nu numite foarte imaginativ, dar ăsta sunt. În familie A și B, Hagen... Evident că e un ticălos, dar în același timp este cineva care face orice pentru binele regatului. și își pune toată inteligența, toată vitejia, tot de curajul, dar în slujba regatului. În varianta C, care s-ar, cel puțin un manuscris din varianta C s-ar putea să fie cel mai vechi. Acolo, într-adevăr, Hagen este pe de-a întregul rău. Este diavolul. Mm -hmm. Chiar el la un moment dat ambigu, se folosește termenul de diavol, nu e clar, e un atribut al lui Hagen sau chiar e Hagen. Mm -hmm. Și Crimhilda este prezentată ca pe de-a întregul bună. Pentru că ea vrea să răzbune, dar pentru o mare nedreptate care i s-a făcut. Și chiar în variant, în familia asta C, e o strofă în plus care o salvează pe Crimhilda, o justifică. Mm -hmm. Deci depinde ce tradiție a manuscrisului folosim. Mie mi se pare mai interesantă familie, se pare mai interesantă familiile A și B, pentru că sunt mai ambigu din punct de vedere moral. Varianta C uh, vrea să tranșeze mai clar lucrurile. Na, Hagen este rău, Crimhilda e bună. Și, de altfel, și titlul poemului uh, e în varianta C. Dar, într-un manuscris, varianta C este despre Crimhilda. Nu este Cântarea nivelului. Bun. De altfel, manuscrisele nu au un titlu, titlul este recent. Și titlul vine din ultimul vers. Acesta este. Uh, un, nici, nici măcar cânte cu Nibelunger acesta este Să lași un Nibelunger, un Nibelunger în Light, care ajunge mai târziu în Germană modernă să fie Nibelunger în Light. Uh -huh. uh, deci nu au titluri, cu excepția acestui manuscris din familia C, uh, în titlu despre Faptele Crimhildei. Dar uh, și judecata morală depinde ce manuscris folosim. Și ori micile diferențe pot, da, o strofă în plus sau în minus, poate să schimbe tonul poemului dar Hagen, uh, cred că n-ar trebui tratat uh, doar ca un persona, uh, personaj malefic. Cred că are anumite virtuți care sunt apreciate de poet, cel puțin. E că în, e un om viclean care își pune viclenia în slujba da. statului, da, un om iscusit. Iscusit, da. uh, cum spune Homer despre Ulise, da. în timp ce la Wagner este ticălosul ticăloșilor. Da. da, este fiul lui Alberich și are ceva demonic de dreptul. Da. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.